Cineva a pălmuit această căprioară, a fost cel mai căutat boxer din lume, casa lui era plină de trofee, dar acum e acasă ca un gunoi din moment ce nu a mai fost la știri de mult. Reporterii spun că este în închisoare. Acest lucru l-a făcut pe King Deer să fie furios și a stins țigara, a pus berea jos și și-a pus mânușile. A deschis ușa cu o ultimă lovitură zburătoare, apoi a accelerat și a apucat pârghia cu un salt. Dar pentru că nu a mai făcut exerciții de multă vreme, acum nu a mai putut să facă nici măcar un pull-up. King Deer era furios, a ridicat 2 kg de gantere și apoi și-a stimulat mușchii sălbatic. Apoi a apucat frânghia de fier și și-a antrenat mușchii braților ca un nebun, dar nu putea să miște piatra grea cu toată puterea. Prima zi s-a încheiat cu eșec. A doua zi dimineață, la ora 6, a băut o cană de morcov. Apoi a început încă o zi de mișcare. A sărit pe pârghie. Puterea de azi era mult mai puternică decât cea de ieri. King Deer devine din ce în ce mai disciplinat și muncitor pe zi ce trece.